Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Bine, o emisiune de promovare electorală, în cadrul căreia candidații au posibilitatea să se prezinte, să vorbească despre proiectele lor de viitor și în săptămânile care au trecut, de la începutul campaniei electorale, ați urmărit o serie de candidați de la toate partidele aici, în studio la TV Bit. Astăzi vine în fața dumneavoastră domnul primar Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pașcani, candidat din partea PSD pentru un nou mandat de edil. Bun venit! Bine v-am găsit! Cât de important este pentru dumneavoastră să câștigați un nou mandat de primar și din ce motive? Candidez din nou pentru un mandat de primar la primăria municipiului Pașcani cu scopul de a duce la îndeplinire toate proiectele pe care le avem în diverse etape de implementare în acest moment și de lucru. Este nevoie de continuitate, de maximă seriozitate și experiență. Nu este momentul pentru a face experimente politice cu oameni lipsiți de experiența administrativă și care nu au implementat niciun proiect european. Nu ne putem permite să pierdem timpul și chiar finanțări cu oameni care până în acest moment au blocat o serie de proiecte și nu sunt obișnuiți și va trebui să învețe în perioada următoare care sunt procedurile și mecanismele pentru atragerea fondurilor europene, guvernamentale și alte surse de finanțare. Avem o echipă de consilieri cu experiență managerială, cu experiență administrativă și, din punct de vedere juridic, sunt competenți pentru a se implica în problemele nu simple, nu ușoare, în conducerea primăriei municipiului Pașcani. Într-o emisiune anterioară ați vorbit despre ce anume ați reușit să faceți, să realizați în cei 8 ani de mandat. Ce proiecte aveți în continuare în execuție? Pentru că în momentul de față sunt o serie de proiecte la care se lucrează deja. Da, avem în implementare, deci suntem în perioada de realizare a unui contract cu cele 6 străzi din municipiul Pașcani, și anume Vasile Alexandrii, care este spre finalizare, crinilor, lucrări începute cu o săptămână în urmă, Libertății, s-a așternut deja covorul asfaltic și urmează să se lucreze la dalarea șanțurilor și a podețelor. 24 ianuarie urmează să implementăm proiectul cu apa și canalul. Pe 24 ianuarie rețeaua de distribuție gaze naturale este deja rezolvată, investiția realizată. Tudor Vladimirescu, se lucrează la dalarea șanțurilor și podețelor. Sperăm în maxim o lună de zile să fie finalizată această investiție. Aleea Caleiașului, care este spre finalizare, fundac Fântânele, la fel este spre finalizare. Un proiect care mi-a dat multă bătaie de cap și m-am implicat enorm de mult în realizarea lui, îl constituie modernizarea iluminatului public. Probabil puțin cetățeni cunosc faptul că e un gaz foarte greu acedat să ne vândă aceste rețele de extindere a iluminatului public, pentru că doreau să asigure întreținerea și mentenanța dânsii. A durat peste 3 ani de zile corespondență cu EONO până când am reușit să preluăm acest serviciu, pentru că fără a avea patrimoniu, nu puteam să facem, să-l avem în patrimoniu, nu puteam să facem investiții pe acest serviciu. Am preluat acest serviciu, am făcut studii de fezabilitate, suntem cu contractul de lucrări în implementare, am finalizat modernizarea iluminatului public în toate suburbiile din municipiul Pașcani, am început cu aerodromul, în 2-3 zile se finalizează aerodromul,
și am luat-o în municipiul Pașcani, din partea sudică a municipiului, cu aerodromul, cu cartierul Vatra, și vom înainta în municipiu, astfel încât în 6-8 luni de zile să finalizăm tot ce înseamnă modernizare iluminat public în municipiul nostru. O altă prioritate a mea, și în acest moment suntem în implementare a unui contract de 2,3 milioane de lei privind extinderea de rețele de gaze naturale. Se lucrează în acest moment cu două formații în suburbia Găștești și nu vor pleca aceste formații de acolo până când nu se finalizează investiția. Urmează să ajungă și o a treia formație pe care o să o repartizăm pe Lunca și Blăgești. Și dacă constructorul reușește într-o lună de zile să finalizeze acest contract, noi avem banii rezervați și putem să achităm contravaloarea investiției respective. După finalizarea acestui contract, practic în municipiul Pașcani, peste 99% din cetățenii municipiului Pașcani vor beneficia de gaze naturale. Deci se va finaliza practic distribuția de gaze naturale în municipiul nostru. Alte unități administrative abia se gândesc la proiecte pentru a aduce magistrale, iar noi reușim în acest moment să finalizăm. Nu a fost simplu, nu a fost ușor, a fost efort financiar destul de mare, pentru că am investit peste 1 milion de euro în astfel de rețele de gaze naturale. Ce proiecte v-ați propus să le abordați, să le faceți, să le realizați în următorii 4 ani de zile? Avem în acest moment o serie de proiecte europene cu contracte de finanțare semnate, deci avem asigurată finanțarea. Avem un număr de 7 proiecte la care am semnat contractul de finanțare în valoare de peste 13 milioane de euro. Și aici să mă refer în primul rând la Palatul Cantacuzino, Grădinița și Creșa, Școala Iordache Cantacuzino, o serie de proiecte și programe privind modernizarea și fluidizarea activității administrative din Primăria Municipiului Pașcani, ambulatoriu la Spitalul de Urgență, un proiect îl avem la Liceul Unirea, cu finanțare asigurată, și în acest moment avem în verificare administrativă un proiect privind infrastructura școlară, și aici mă refer în primul rând la faptul că avem prevăzută o grădiniță în zona școlii Iordache Cantacuzino și modernizarea sălii de sport de la Iordache Cantacuzino și amenajarea zonei adiacente. Deci astfel că în zona limitrofă străzii Ștefan cel Mare, primăriei Catedralei și parcului municipal, trecerea din Ștefan cel Mare se va face printr-o zonă amenajată pe acest proiect. O grădiniță nouă. Deci o grădiniță nouă, sigur, o grădiniță nouă, reabilitarea sălii de sport de la școala Iordache Cantacuzino și amenajarea zonei de spații verzi, pietonale, din zona adiacentă acestor investiții. Sunt investiții pentru care, pentru majoritatea, fiind asigurată deja finanțarea. Deci este asigurată finanțarea pentru aceste investiții. Practic, suntem în diverse proceduri de achiziții, de proiect tehnic, iar cu Palatul Cantacuzino și Școala Iordache Cantacuzino și Creșa suntem în fază de achiziție, contract lucrări pe aceste obiective. Sperăm în timpul cel mai scurt să finalizăm evaluarea și să trecem la lucrări. Știu că este târziu, foarte mulți cetățeni au spus că este târziu, dar cine a implementat proiecte pe fonduri europene cunoaște, realizează că durează astfel de proiecte, durează de la 4-5 ani în sus. Implementarea lor este mult mai rapidă, de 24 de luni, 24-30 de luni, iar toate documentele care sunt necesare pentru aprobarea finanțării și după aprobarea finanțării
până se ajunge la contractul de lucrări sunt foarte lungi. Bun, ce alte proiecte v-ați propus în continuare? Un alt proiect pe care îl avem la fel și am ținut foarte mult la acest proiect, îl constituie proiectul POIM pe infrastructura de apă și canal în valoare de 25 de milioane de lei și prin implementarea acestui proiect, practic toate suburbiile din municipiul Pașcani vor avea realizată, vor beneficia de distribuția de apă potabilă și vor fi conectate cu rețea de canalizare astfel încât apele menajere să ajungă în stația de epurare. Vom continua să investim în continuare pe acest segment, pe aceste investiții, pe aceste servicii, pentru că acolo unde avem deja rețelele de apă realizate, va trebui obligatoriu să venim cu rețele de canalizare, pentru că nu vom reuși din acest proiect să realizăm tot ceea ce este necesar pe segmentul de canalizare în municipiul nostru. De aceea vom veni și cu alte proiecte pe acest serviciu. Ce s-ar fi întâmplat dacă demersurile opoziției ar fi fost aprobate, demersuri din ultimii ani de zile, în sensul ca operator, actualul operator, să fi plecat din Pașcani? Nu a existat mult, sau mai bine zis, nu a fost departe de a se retrage din municipiul Pașcani operatorul, pentru că problemele care au fost generate cu delegarea serviciului la noul operator îi făcea să se retragă din, îi determina să se retragă din municipiul nostru. Insistența mea, a consilierilor care au militat pentru delegarea acestui serviciu, a făcut ca în acest moment să beneficiem de astfel de investiții în valoare enorm de mare. 25 de milioane de euro ar fi însemnat bugetul Consiliului Local pe aproape 3 ani de zile, fără să cheltui pe funcționare și să face alte investiții în municipiul nostru. Ori municipiul Pașcani, pentru că în 2008 nu a existat acea înțelepciune de a fi delegat la noul operator, a pierdut atunci, și mi-amintesc eu, eram prevăzut cu 8-9 milioane de lei investiții pe acest serviciu. Dacă s-ar fi realizat și acele investiții, plus 25 de milioane, am fi ajuns la 34-35 de milioane investiții în acest serviciu, care este absolut necesar și e un serviciu la care Uniunea Europeană, pe lângă celelalte servicii de salubritate și transport, Uniunea Europeană pune accent deosebit, pentru că este un serviciu care are influență majoră asupra mediului. Bun, repet întrebarea, ce alte proiecte aveți în vedere pentru următorii ani? Ați vorbit până acum de proiecte din fonduri europene care sunt în derulare sau în evaluare, dar ce alte proiecte aveți în vedere din diferite surse, buget local, guvernamentale și așa mai departe? Pe lângă proiectele pe care în acest moment le avem în diverse etape administrative, și mă refer aici la proiectul privind amenajarea cimitirului, deci ni s-au prezentat două variante privind amenajarea acestui obiectiv. A rămas să optăm pentru una din variante. Sperăm în două săptămâni să primim proiectul tehnic, după care să trecem la achiziționarea firmei care va executa lucrările la acest obiectiv și eu cred că în 8 luni de zile după începerea lucrărilor, acest obiectiv să poată fi predat și redat utilității pentru scopul care a fost destinat. Un alt obiectiv pe care, la fel, a trecut prin diverse etape administrative, îl constituie amenajarea pieței din vale. Cu acest obiectiv suntem în perioadă de proiectare. Aici avem achiziția și pe proiectare și pe lucrări. Sperăm în cel mult 2 luni de zile să începem lucrările la piața din vale, pentru că proiectul este în fază finală în acest moment. Sigur, infrastructura municipiului Pașcani nu se rezumă doar la cei
50-60 de kilometri pe care i-am reabilitat până în acest moment. Infrastructura municipiului Pașcani este de peste 150 de kilometri. De aceea vom continua să pregătim proiecte și avem în acest moment pregătite un număr de 81 de străzi din municipiul Pașcani pe care vom face studii de fezabilitate, astfel încât acolo unde vom veni cu serviciile de apă, canal, gaze naturale, ulterior să venim și cu reabilitarea infrastructurii. Și aici mă refer în primul rând la zona aerodrom, care așteaptă de foarte mult timp și înțeleg pe cetățenii din zona respectivă, dar fără reabilitarea infrastructurii de apă și canal nu puteam să așternem covor asfaltic. De aceea, în preocuparea noastră, în următorii 4 ani, va constitui în continuare reabilitarea infrastructurii stradale. La fel avem, așa cum vă spuneam anterior, avem programul de mobilitate din municipiul nostru în implementare și vom încerca să atragem fonduri europene pentru achiziția de autobuze, microbuze ecologice, electrice și stații de încărcare, astfel încât prin aprovizionare cu astfel de mijloace de transport să fluidizăm în municipiul Pașcani traficul. La fel avem transmis la ADR Piatra Neamț un proiect, nu un proiect, am transmis o intenție de amenajare a parcului, a bazinului Peștișorul și insulița din zona respectivă, pentru că această zonă, nu știu din ce motive, nu a fost prevăzută pe PID-ul din 2011. Probabil ori nu a fost eligibil, ori nu au fost suficiente fonduri pentru a prinde și acest obiectiv, și acest obiectiv îl avem în programul nostru, astfel încât zona respectivă să fie finalizată și pe lângă ceea ce s-a făcut prin PID-ul, acea zonă să corespundă din punct de vedere al parcului și al bazinului cu apă. Sigur, avem în gândirea noastră să amenajăm un centru social multifuncțional în municipiul Pașcani și o cantină de ajutor social. Sunt obiective pe care ni le propunem în următorul mandat. Vom realiza în cel mult 2 ani de zile, pe lângă aceste obiective pe care ne le-am propus, vom reabilita tot ce înseamnă infrastructura pietonală, pentru că acolo unde am ajuns cu covor asfaltic, pe programul de așternere covor asfaltic, au rămas această infrastructură pietonală, deci trotuarele nerezolvate, și în maximum 2 ani de zile vom începe un astfel de program, astfel încât peste 2 ani să poată fi practicabilă și această infrastructură pietonală. Vom analiza în cartierele municipiului Pașcani, acolo unde sunt spații verzi, să le amenajăm cu covor de gazon pietonal, să continuăm cu amplasarea de mobilier stradal și să continuăm cu amenajarea, reabilitarea spațiilor de joacă și să amenajăm și alte spații de joacă pentru copii. Deja avem 5 în acest moment în achiziție de lucrări, realizarea de 5 terenuri de sport multifuncționale, 2 în municipiu, în oraș, unul în zona Vale, unul în zona Deal, și în Blăgești, Gâștești și Lunca, câte unul, pe care în anul viitor vom începe implementarea, deci contractul de lucrări asigurat și vom începe implementarea acestor obiective de investiții. Sigur, pe lângă zestrea pe care am acumulat-o până în acest moment, vom continua în frumusețarea municipiului Pașcani și vom veni în completare și cu alte proiecte care vor veni din partea cetățenilor, din partea consilierilor și, bineînțeles, funcție și de finanțările care vor fi în exercițiu financiar
2020-2027 de la Uniunea Europeană, să ne pliem și noi proiectele, programele, astfel încât să atragem cât mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Bun. Aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru pășcăneni, acum aproape la final de campanie electorală? Dragi pășcăneni, cred cu tărie că Pașcaniul este pe drumul cel bun și îmi doresc să continuăm împreună. Votați pe 27 septembrie primar Dumitru Pantazi și echipa de consilieri PSD, iar la Consiliul Județean votați președinte Popa Maricel și echipa de consilieri PSD. Bun, a fost domnul Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pașcani, candidat din partea PSD pentru nou mandat de edil. Ne revedem și cu alți candidați. Sănătate și numai bine!